Mulțumesc, Dani, sunt într-un restaurant dedicat dietelor ketogenice și am aici un borcan plin de unt de arahide pentru că e la mare modă și în România. Cum îl putem mânca, aflăm astăzi de la Ana, care a reinventat puțin grăsimile bune, așa cum sunt cele din untul de arahide. La ce folosești untul, Ana? Bună dimineața! Neața! În primul rând e o sursă foarte bună de grăsimi și sănătoasă, atât timp cât este făcut în mod natural și fără adaos de zahăr. În general, în comerț au un aport de zahăr foarte mare. Deci trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm untul de arahide să aibă un conținut scăzut de zahăr sau poate deloc. Deloc ar fi ideal, evident, pentru că combinația apoi cu orice sursă de zahăr nu îi dă proprietăți care el le poate avea pentru organism. Românii îl întind pe pâine. De ce nu e corectă combinația asta? În primul rând nu e corectă pentru că o iau de la americani și americanii o întind pe pâine și au luat și românii. Nu cred că e o tradiție românească să-l mănânci pe pâine. Oricum, orice combinație între grăsimi, zaharul și carbohidrați este în esență o nocivă pentru sănătate. Nu numai că ne îngrașă, dar ne creează inflamații în organism, ne creează probleme de sănătate. Tu ai folosit pe final, foarte scurt, untul de arahide în două preparate. Unul sărat, un fel principal și unul dulce. Spune-ne, te rog, pe scurt, cum ai folosit? Pentru preparatul sărat, e o salată, un coleslaw cu unt de arahide. În loc de maioneză? În loc de maioneză, da. Mă rog, și cu anumite influențe asiatice aici avem, ca să poată să contracare se gustul. Este un brownie cu frosting de unt de arahide și cu fulgi de migdale și un pic de chili ca tocmai să dea o consistență gustului între dulce, un pic sărat și ușor picant. Mulțumim, Ana, pentru că ne-ai primit la tine. Așadar, e o sursă bună de grăsimi, are foarte multe proteine și dacă îl mâncăm corect, ne dă și sațietate, fără să ne îngrașe. Dani Răzvan, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Luxandra, este ziua